Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru miercuri 19 mai. Hai să vedem pentru această zi de miercuri 19 mai ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok. Interesant. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici șasele de materiale, șasele de monede. Un ajutor. Primiți o mână de ajutor, fie de la niște prieteni, de la niște rude, de la niște cunoștințe, de la niște oameni care văd o problemă în relația voastră, văd că vă confruntați cu niște momente mai tensionate, mai dificile și vor să vă sară în ajutor, fie cu un sfat bun, fie cu un ajutor material sau cu un ajutor fizic pentru a readuce armonia, echilibru și stabilitatea în relația voastră. Profitați de acest ajutor, profitați de acești oameni binevoitori care vor să fie de partea voastră, dar în același timp nu lăsați ca aceste influențe externe să vă dicteze felul în care o să vă trăiți viața, felul în care o să evolueze relația voastră. Acceptați ajutorul, dar în același timp impuneți niște limite, niște bariere, până unde sunteți dispuși să lăsați ca persoane din exteriorul relației voastre să intre în relația voastră. Pentru cei care sunteți singuri, aici șasele de monede ne vorbește despre posibilitatea de a cunoaște pe cineva prin intermediul prietenilor sau prin intermediul colegilor de la locul de muncă. Dacă vreți să cunoașteți pe cineva, puteți astăzi să apelați la aceste persoane pentru că vor avea în minte pe cineva ideal pentru voi, cineva foarte compatibil cu voi. Șasele de monede mai poate să aibă aici o semnificație în relația voastră și anume aceea de ajutor material primit de la partenerul sau partenera voastră sau de la o persoană de care sunteți interesat sau interesată. Dacă vreți să sudați relația, să vă apropiați mai mult de o persoană, puteți să cereți ajutorul ca să faceți ceva fizic, tangibil, ca să mutați o mobilă, să reparați ceva prin casă, prin grădină sau la autoturismul vostru. Toate aceste activități în care lucrați împreună cu partenerul sau partenera voastră sau prin care cereți ajutorul unui posibil partener sau parteneră o să vă aducă mai aproape, o să vă sudeze relația și o să vă permită să petreceți mai mult timp cu persoana de care sunteți interesat sau interesată. Bineînțeles, nu abuzați! Pentru o mică categorie dintre voi, dacă vă confruntați cu niște probleme financiare majore și nu știți cum puteți să o scoateți la capăt, astăzi e posibil ca partenerul sau partenera voastră sau o persoană de care sunteți interesați să vă ofere aici o mână de ajutor, vă ofere un ajutor financiar care poate să vă scoată din încurcătură. Pe partea de sănătate avem aici 4 de voci, 4 de săbii, o carte care subliniază importanța nevoii de odihnă. Asigurați-vă că o să dormiți cel puțin 8 ore la noapte, dacă puteți să trageți un pui de somn în timpul zilei. Vă recomand să faceți acest lucru. Această zi de miercuri, chiar dacă pică în mijlocul săptămânii, este momentul în care trebuie să vă încărcați bateriile, trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră, pentru că dacă nu vă acordați acest moment de repaus, riscați să ajungeți cu bateriile descărcate, să ajungeți cu sistemul imunitar la pământ și să fiți mai vulnerabili pentru anumite boli pe care, în condiții normale, le-ați putea evita. Dacă puteți, spre seară, luați sfatul acestei domnișoare din această carte, faceți o baie caldă cu spume, cu petale de trandafiri, relaxați-vă, îngrijiți-vă,
odihniți-vă. E foarte, foarte important pentru sănătatea voastră. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici o carte foarte frumoasă, este vorba de Steaua, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia vărsătorului. Va fi o zi foarte bună în afaceri sau la locul de muncă pentru cei care sunteți nativi din zodia vărsător, aveți ascendentul, lună natală, o aglomerare de 4 sau mai multe planete sau alte plasamente planetare importante în această zodie. De asemenea, va fi o zi benefică pentru cei care lucrați cu un vărsător, colaborați cu un vărsător, aveți un superior sau un subaltern, un client sau un furnizor în această zodie. Colaborările cu acești oameni vor fi foarte ușoare, foarte benefice, foarte frumoase, vor merge strună. Ca domenii de activitate, va fi o zi foarte bună pentru toți cei care lucrați pe internet, indiferent că publicați materiale pe internet, comunicați prin intermediul internetului sau creați site-uri, aplicații sau alt conținut sau materiale pentru zona online. Dacă vreți să dați drumul la o campanie publicitară în online, să dați drumul la un site, la un canal de YouTube, de Facebook, de Instagram, orice ar fi pe social media, toate aceste lucruri sunt foarte bine aspectate astăzi pentru că sub această energie de stea o să atrageți un număr foarte mare de follower, de urmăritori, de persoane interesate de ceea ce voi vreți să vindeți sau să publicați online. Aici cu steaua este foarte important să nu vă impuneți limite, să visați cât de mult puteți, să țintiți luna, pentru că și dacă o să ratați, tot o să ajungeți între stele. Aici niciun vis nu este imposibil pentru că aveți o stea norocoasă. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un mesaj suplimentar de la aceste carduri de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru ziua de miercuri. Hai să vedem ce mesaj găsim de la aceste cărți. Exprim nestingherit cine sunt eu. Este dreptul meu din naștere să mă exprim în maniere care mi-aduc împlinire. Un mesaj foarte frumos care vine să completeze această etalare zilnică. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!